La Râmnicu Vâlcea va avea loc mâine proclamarea canonizării Sfinților Cuvioși Neofit și Meletie de la Stânișoara și a Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Turnu. Cu acest prilej, Patriarhul României, împreună cu Patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, vor sfinți Biserica Mănăstirii Antim din orașul Râmnicu Vâlcea. După slujba de târnosire, cei doi întâi stătători vor coliturghisi, apoi va avea loc proclamarea oficială a canonizării celor patru sfinți vâlceni. Ei sunt considerați ca fiind cei mai mari puznici din Oltenia, cunoscuți îndeosebi și prin nevoința pe care au făcut-o în chiliile lor săpate în stâncă în cele două sihăstrii vâlcene. Acești anahoreți, acești puznici, acești isihaști, noi vorbim de viața de liniște, vedeți că isihia asta înseamnă liniște, nu? Ei au căutat mai întâi să priceapă, să înțeleagă cum să stea de vorbă cu Dumnezeu și au făcut această alegere și au mers mai întâi la poalele munților. Daniil și Misail au fost mai întâi cei care au plecat la Turnu, la mănăstirea Turnu. Și asta se vede, acele peșteri săpate, se pare de către ei, cu ciocanul și cu dauta, le-au păsat acolo și s-au retras acolo și au trăit mulți ani. Cuviosul Daniil s-a nevoit mai întâi în obștea mănăstirii Cozia la începutul secolului al XVII-lea. El a fost principalul duhovnic al Lavrii Coziene și al tuturor sihaștrilor de pe Valea Oltului. Cuviosul Misail era ucenicul de chilie al duhovnicului Daniil și s-a nevoit mai întâi în mănăstirea Cozia. Urmând părintelui său spiritual, s-a retras peste Olt, sub muntele Cozia, unde și-a săpat o chilie. Peștera se vede și astăzi în curtea mănăstirii Turnu. Ei sunt înmormântați aici, la temelia bisericii, în zona altarului. Este frumos că, neavând raclă, biserica ține rog de raclă. Iar Sfânta Liturghie, când se săvârșește în această biserică, chiar pe moașterile lor se săvârșește. E adevărat că la rădăcina Sfintei Mese se află moașterile celor doi cuvioși părinți. Cel mai vestit dintre sihaștrii de la Stânișoara a fost schimonahul Neofit. Acest cuvios s-a nevoit în Aspre Ostenel timp de 30 de ani. Despre cuviosul Meletie se știe că zilnic își aducea apă cu ulciorul de departe ca să se ostenească. La bătrânețe, nemai putând coborî din peșteră, s-a rugat lui Dumnezeu și a apărut un izvor înaintea peșterii sale, care curge și astăzi, fiind numit izvorul lui Meletie. La pusnici nouă ne numără îngerul păzător, ne numără pașe care urcăm până aici. Și osteneala asta care, dacă e cu evlavie, dacă e cu sinceritate, dacă ești cu un pic de rugăciune, ne e de folos. Dar acești sfinți au fost ca niște piloni care ne-au ținut mereu, ne-au crescut mereu duhovnicește. Pentru cuvioșii Neofit și Meletie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales ca zi de pomenire data de 3 septembrie, iar pentru Daniil și Misail a fost aleasă data de 5 octombrie.